După școală, spune-mi, te rog, cu ce gânduri vii la școală? Păi sunt foarte bucuroasă pentru că vin la școală, pentru că îmi revăd colegii și doamnele învățătoare. În ce clasă vii? Trec a patra. Ce sper de la anul acesta școlar? Sper că o să fie bine și o să am... și o să am... Note bune. Note bune. Am să te rog întâi să ne spui cum te numești și după aceea să ne spui cu ce gânduri vii tu astăzi în prima zi de școală. Mă numesc Lucas Mucălău, am gânduri foarte bune că a început școala, mă bucur și chiar este bine că a început, că învățăm lucruri noi și este foarte distractiv. Ce îți propui pentru acest an școlar? Îmi propun să învăț bine, să am note bune și atât. Mulți copii nu se bucură că a început școala. Tu? Eu mă bucur. Da. Eu mă numesc Vanessa Ghioculescu Ionela și mă bucur foarte, foarte mult că a început școala. Să-mi văd colegii și să-mi văd doamnele și toată clasa. Și să înveți lucruri noi. Da, și să învăț multe, multe, multe lucruri noi cu doamnele mele și colegii mei. În ce clasă vii tu acum? În clasa a patra. Ce materie îți place cel mai mult? Mie Româna. Bună dimineața, am să te rog gândit să ne spui cum te numești și cu ce gânduri azi la prima zi de școală. Mă numesc Fea Larisa, sunt elevă în clasa 12-a și resimt foarte tare sentimentul de nostalgie, întrucât este ultimul an și am emoții pentru tot ce va urma. Dar în același timp sunt fericită că m-am întâlnit cu colegii și o atmosferă foarte plăcută. Mă așteptam să fie mai stresant, dar nu. Care e obiectivul pentru anul acesta școlar? Să obțin note cât mai mari la examenul de bacalaureat și să fiu mândră de ce am realizat, să fiu eu mulțumită de mine. Care e cea mai bună școală din Reșița? Clar aceasta. Și eu. Da, am să rog întâi să ne... Lasă-le în mână, că noi... nu se vede. Cum te numești și... care sunt gândurile tale acum la început de an școlar? Mă numesc Hegedus Florin și... am așteptat, nu prea am așteptat să înceapă școala, să ai 12-a, am bacul anul ăsta, dar cred că o să fie bine și am așteptări mari de la anul ăsta. Cum e atmosfera în prima zi? E bine, e multă lume și frumos. O atmosferă extraordinară aici la Liceul de Matematică Fizică. Câteva cuvinte, câteva gânduri la startul anului școlar. Da, într-adevăr, o atmosferă extraordinară, părinți și copii mulți. Am recunoscut foarte mulți dintre reșițenii care au copii aici la Mate Fizică, cum mi se spunea pe vremuri. Este un liceu, este unul dintre cele mai bune licee din zonă, nu din Cara Severin, chiar din zonă.
Din Reșița, cu siguranță, matematică este cel mai bun liceu. M-am ținut să fiu aici după ce anul trecut am fost la Diaconovici, știți, din motive subiective că am copilul acolo, pentru că, într-adevăr, merită. Și mă bucur, în acest moment, mă bucur că acel proiect de finanțare cu fonduri europene 99% se va realiza, mai cu seamă că am uitat la cum arată clădirea, clădirile arată execrabil, nu sunt deloc la nivelul educației și încercăm să aducem noi, administrația publică locală, să aducem și clădirile și ce este aici la nivelul educației pe care dascălii o prestează pentru copii. Cam atât. Ce le spuneți elevilor? Păi le doresc să aibă parte de un an școlar de excepție tuturor, în special celor care intră acum clasa pregătitoare, 5-a, a 9-a, dar și celorlalți. Și celor care sunt în anul ultim, în clasa 12, le doresc să învețe ca să aibă rezultate și să meargă la o facultate după aceea. Dimineața, câteva cuvinte la început de an școlar, atmosfera, am văzut că e extraordinară aici. Da. 11 septembrie 2017, prima zi anului școlar 2017-2018, ne-am întâlnit cu toții aici, foarte mulți părinți, bunici, eu știu, membri ai familiilor elevilor noștri, dascălii noștri, suntem fericiți pentru că întotdeauna este un moment în care facem o ceremonie deosebită. Și știți cum e școala? Este pilonul în jurul căruia gravitează viața noastră. Începutul școlii, finalul școlii, examenele copiilor, este foarte importantă pentru noi. Ce le spunem elevilor astăzi? Le spunem un bun venit tuturor celor care au ales să fie elevii noștri și ne dorim o foarte bună colaborare părinte, profesor, elev pentru un demers didactic foarte bun, de calitate. Care e cea mai bună școală din Reșița? Dacă e să luăm după mediile de admitere la liceu, cea mai bună școală din județ este școala noastră, Colegiul Național Traian Lalescu Reșița.